seara. Și bine ați venit la Calea Lista 20. Primul rând, încep prin a cere scuze pentru această întârziere neașteptată. Au fost niște probleme tehnice la mijloc. Bine ați venit. Mă numesc Andrei Morean. Și împreună cu colega mea, Mimi Voicu, vom fi anfitrioni. Dumneavoastră în această seară. O să trec peste primele două paragrafe, pentru că timpul deja este puțin dat peste cap. Mă bucur oricum că sunteți într-un număr așa de numeros și sper să vă simțiți bine în continuare. Lângă noi sunt seniori și parteneri care au fost de-a lungul ERSI pe toate proiectele care s-au desfășurat. În ceea ce mă privește, e ca și cum aș fi putut să timp pe vremea studenției și ne aflăm aici pentru a celebra două decade de activitate a ERSA în România. Și pentru mine a fost, într-o oarecare măsură, o a doua casă, ELSA. Probabil și pentru mulți dintre cei prezenți în această seară. Vorbim de o asociație studențească, al cărei scop și obiective se regăsesc în tot ceea ce face. În acest 20 de ani de activitate ELSA, în România s-au prezentat prin asociație mii de studenți în drept și tineri juriști. Dintre aceștia, o mare parte dintre ei și-au lăsat amprenta asupra asociației prin proiectele pe care le-au organizat și tradițiile pe care le-au lăsat moștenire. În această seară v-am invitat pentru a vă împărtăși măcar într-o mică măsură din reușitele noastre. Vorbesc la persoana întâi plural, pentru că și eu mi-am dedicat, în paralel cu facultatea, 4 ani din viața mea îndeplinirii viziunii asociației. Mă uit în sală și văd o parte a domnilor profesori care mi-au fost profesori în timpul facultății, îmi imaginez că șarfitorii probabil se vadă mai des la cursuri și mai rar în clinica juridică. Trebuie să mărturisesc că 2012 reprezintă deja 21-lea an de activitate ERSA în România și cel de-al 31-lea an de la înființarea sa în Viena în 1981. Care aceasta a fost programată inițial anul trecut, în 2011, exact la momentul în care se împlineau 20 de ani. Dar, din rațiuni de ori din organizatori, s-a stabilit că un moment mai optim ar fi primăvara 2012. Să dea firul ierbii, să se topească zăpezile, să iasă avocații din bârlopuri, din birouri. Oricum, ideea este că ne bucurăm foarte tare că sunteți aici și vă mulțumim pentru prezență.